În urmă cu o lună, după ce a luat concursul de la CSM Târgoviște, Ciprian Prisăcaru a demisionat de la CS Târgoviște, atribuțiile de conducere fiind preluate de Ionuț Munteanu, antrenor la secția de karate. Zilele trecute de la minister a venit propunerea ca interimatul să fie asigurat de Cornel Cornea, însă tehnicianul a declinat oferta. Treburile s-au lămurit de ieri și urmează să pună un director. De ce ați refuzat, domnule Cornea? Păi ați înțeles de ce. În momentul când Maria a spus că vrea să ajungă la Olimpiadă, eu nu pot să stau la birou. N-am cum. După toate probabilitățile, directorul interimar al clubului va fi ales între Ionuț Munteanu și Ilie Torcică, ultimul având avantajul că activează la un sport olimpic. Săptămâna viitoare, ministerul ar trebui să oficializeze numirea de la Târgoviște, concursul propriu-zis urmând să aibă loc la iarnă.